Dintre toate județele Moldovei, Iașiul stă cel mai prost la capitolul poluare, respectiv 71 de depășiri. Nivelul depășirilor în celelalte județe este Botoșani 7, Suceava 32, Bacău 6, Vaslui 6 și Neamț 0. Astăzi, Iașiul este cel mai poluat oraș al României și este și pe locul 24 cel mai poluat oraș al Europei. Vă dați seama că o astfel de situație, un astfel de clasament trebuie să ne trezească pe toți, pentru că poluarea, din păcate, este un criminal tăcut și datele statistice furnizate de către cei de la Direcția Sănătate Publică arată că în fiecare an mor o grămadă de ieșeni în directă cauzalitate cu poluarea din Iași, cu pulberi în suspensie. Nu am văzut niciun fel de măsură luată în acești ani, deși soluțiile pentru combaterea poluării sunt la îndemâna oricărui administrator de oraș. Nu am văzut niciun fel de preocupare, măcar pentru a conserva ceea ce avem și, după cum bine știți dumneavoastră și ați relatat de atâtea ori, în continuare se distrug spații diverse, construiți blocuri în locul lor. Deputatul Marius Bodea a prezentat câteva măsuri ce trebuie implementate pentru combaterea poluării în Iași. Așa cum spuneam, realizarea unei posibilități de a te deplasa prin Iași altfel decât cu mașina personală. Am vorbit de pasarele pietonale, de piste interconectate pentru biciclete, de transport public modern, predictibil, achiziționarea urgentă de autobuze electrice noi, de tramvaie noi, nu acele conserve pe care le avem astăzi în Iași și în care pur și simplu se face rău dacă mergi vara pe căldură. Apoi trebuie să amenajăm noi spații verzi în oraș și trebuie să realizăm noi parcuri cu întinderi semnificative. Obligația legală venită prin regulamente ale Comisiei Europene este de a se asimila 26 de metri pătrați de spațiu verde per locuitor. În Iași, la momentul actual, nu se depășește limita de 16 metri pătrați de spațiu verde pentru un locuitor.